Casa Guvernului, vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Urmează conferința de presă pe subiectele ce vizează reforma justiției. Conferința va fi susținută de ministra justiției, Veronica Mihailov-Moraru. Doamna ministră, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Bună ziua tuturor. Stimați reprezentanți ai mass media, mă bucur mult să văd acest interes pentru subiectele legate de activitatea Ministerului Justiției. Și pentru a fi în contact mai des cu voi pentru a avea ocazia să clarificăm mai multe aspecte legate de activitatea Ministerului, mi-am propus ca să organizăm conferințe de presă în mod lunar, în care voi expune principalele realizări ale Ministerului și voi explica anumite aspecte din activitatea noastră, pentru ca să asigurăm și o informare corectă asupra activităților întreprinse. Astăzi se face o lună de la investirea mea în calitate de ministru al Justiției în guvernul Recean și am considerat oportun să vă raportez principalele progrese și mai ales provocări cu care ne confruntăm. Acțiunile Ministerului au fost axate în continuarea eforturilor pe segmentul reformei justiției și combaterii corupției, care merge înainte așa cum a fost planificat și prevăzut și în planul de acțiune al Guvernului și în strategia de dezvoltare pe sectorul justiției, dar și în conformitate cu condiționalitățile față de Uniunea Europeană, care necesită a fi îndeplinite. Din primele zile de activitate, care au coincis cu anunțarea demisiilor judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiție, imediat am inițiat un dialog plenar cu reprezentanții sistemului judecătorești, inclusiv cu Consiliul Superior al Magistraturii, cu Curtea Supremă de Justiție și cu toate cele 15 instanțe, atât în mod fizic cât și în mod online. Am discutat despre starea în justiție, despre reformele inițiate, ce conțin și ce urmează a fi ajustate. De asemenea, am vorbit despre proiectele de lege care fac parte din această reformă a justiției, fiindcă trebuie să înțelegem corect că reforma justiției nu se referă doar la efectuarea exercițiului de evaluare, dar impune un set de măsuri congruente care în ansamblu se rezolvă mai multe probleme pe sistemul judecătoresc. Un exemplu în acest sens ar fi faptul că noi lucrăm foarte intens, inclusiv cu reprezentanții sistemului judecătoresc și al procuraturii, asupra modificării legislației ce ține de activitatea colegilor de evaluare, activitatea colegilor de selecție, cariera performanțelor judecătorilor și a procurorilor, care vor fi capacitate fortificate, astfel încât instrumentele interne, mecanismele interne și instrumentele interne ale sistemului judecătorii și a procuraturii să-și facă singuri treptat treaba după ce exercițiul de evaluare se va finaliza. Am promovat în această lună mai multe proiecte de lege importante în guvern. Am să menționez cele mai importante, mă refer la proiectul de lege cu privire la reorganizarea noua Curte Supremă de Justiție, dar și legea privind evaluarea judecătorilor Curții Supreme de Justiție și candidaților care vor dori să devină judecători ai Curții Supreme. Vreau să precizez faptul că aceste două proiecte de lege au fost expertizate și de Comisia de la Veneția prin opinia din octombrie anul trecut, dar și prin opinia de follow-up opinion, prin care s-a verificat ajustarea proiectului la recomandările inițiale ale Comisiei de Veneția în decembrie anul trecut. Precizez faptul că, în ciuda celor menționate în anumite surse, lucrul efectuat în cadrul grupului format pe platforma Ministerului Justiției asupra proiectului de lege a Curții Supreme și evaluarea judecătorilor a fost a durat aproape un an de zile pe platforma Ministerului, a cuprins toate etapele necesare consultării și promovării și a fost asigurată transparența procesului respectiv. De asemenea, este important să comunic că recent m-am întors de la Comisia de la Veneția, unde am făcut un schimb de opinii cu experții din cadrul Comisiei și care s-a expus asupra două importante proiecte elaborate de Ministerul Justiției și care fac parte la fel din această reformă a justiției. Se referă la legea cu privire la deoligarhizare și legea cu privire la proiectul de lege, încă nu este lege, un proiectul de lege cu privire la evaluarea judecătorilor și a procurorilor din funcțiile cheie, adică ceea ce numim noi faza a treia, ceea ce ar urma după Curtea Supremă de Justiție.
Aș vrea să vă comunic acum despre trei subiecte importante de la care am primit mai multe solicitări de a veni cu reacții și cu informații. Și de ce este vorba despre rezultatele evaluării Comisiei Pre-Vetting și următorii pași, evaluarea judecătorilor Curții Supreme de Justiție, cum va avea loc, și despre adunarea generală a judecătorilor și importanța acesteia pentru continuarea reformelor în domeniul justiției. Deci, referitor la evaluarea comisiei de către Comisia de Pre-Vetting, se cunoaște faptul că Comisia Pre-Vetting a finalizat evaluarea membrilor din rândul judecătorilor, fiind promovați 5 din numărul total, și totodată a anunțat primele decizii privind promovarea a 3 candidați din rândul non-judecătorilor, adică din partea membrilor societății civile. Și deja va continua cu publicarea celorlalte decizii și evaluarea Curții Supreme, membrilor candidați pentru Consiliul Superior al Procurorilor. Și pe această cale dorim succes candidaților. Vreau să fac o precizare că mecanismul de pre-vetting este de fapt un exercițiu de filtrare a candidaților care potențial vor deveni membri ai Consiliului Superior al Magistraturii și dacă vor fi selectați la adunarea generală a judecătorilor și a Consiliului Superior al Procurorilor, care însă până ajunge la Consiliul Superior al Procurorilor, Comisia Pre-Vetting trebuie să finalizeze acest proces. Dar și de asemenea vreau să precizez că dacă exercițiul de pre-vetting este un exercițiu de filtrare fără consecințe asupra carierii judecătorului și a procurorului, fiindcă este vorba despre candidat, respectiv și standardele evaluării acestora au fost cumva mai înalte. Însă ceea ce ține de evaluarea judecătorilor și a candidaților pentru Curtea Supremă de Justiție și ceea ce planificăm în faza 3, mecanismul va fi diferit. Evaluarea pentru etapa a doua și a treia va fi efectuată de către alte două comisii cu noi componențe care vor fi constituite și cu criterii exacte în lege, dar și cu marje de diferență admisibilă între venituri și cheltuieli, astfel încât să nu poată fi un judecător sau un procuror fie considerat ca eșuat promovarea doar pentru abateri minore și doar acolo unde sunt încălcări mai grave. De asemenea, este de precizat faptul că pentru evaluarea, deci vetting-ul pentru faza a doua și a treia, este un rol extrem de important rolul și participarea directă a Consiliului Superior al Magistraturii, fiindcă cu ultimul cuvânt în confirmarea rezultatelor evaluării îl va avea CSM-ul și respectiv CTP-ul în cazul procurorilor, așa, fiindcă acestea sunt organe de autoadministrare. De aceea pentru noi este extrem de important pentru toată lumea ca această reformă să fie una consistentă și corect efectuată în interesul tuturor, chiar și al judecătorilor, mai ales a cei onești și profesioniști, este ca să avem un CSM funcțional ca să participe în acest proces plenar. Și legat de ultimul subiect, ce ține de adunarea generală a judecătorilor, care este un eveniment de mult așteptat și este foarte important pentru inclusiv viitorul reformei, deoarece la această adunare generală va fi pus în discuție și selectarea membrilor candidați care au trecut exercițiul de pre-vetting pentru a fi membri în CSM. Este extrem de important ca judecătorii să-și asume această responsabilitate și decență să participe activ la această adunare generală și să proceadă la alegerile respective, deoarece este nevoie de un CSM funcțional care să preia rezolvarea problemelor pe sistemul judecătoresc. Fiindcă situația de astăzi în sistemul justiției este creată și din cauza faptului că organele de autoadministrare nu au fost eficiente. Și este necesară această petrecere a adunării și selectare pentru a restabili și încrederea cetățenilor în judecători inclusiv. Să nu uităm că justiția, până la urmă, este un serviciu public. Ea trebuie privită pentru cetățean
iar conflictele interne, inclusiv din sistemul judecătoresc, nu trebuie rezolvate din contul interesului public. De aceea fac apel la toți judecătorii să-și asume această responsabilitate de a participa la adunare și de a selecta membrii pentru Consiliul Superior al Magistraturii, astfel încât împreună cu noul CSM deja să mergem la soluționarea multor alte probleme din sistemul judecătoresc, inclusiv ce ține de legislație, de instanțe judecătorești, astfel încât să recuperăm o absență în acest aspect. Probabil mulți se întreabă dacă totuși adunarea generală va avea loc sau ce se va întâmpla, dacă vor fi sau nu selectați. Bine, este evident că în calitate de reprezentant al Ministerului Justiției, dar și autoritățile, vor lua toate măsurile necesare pentru a rezolva orice situație apărută și o primă măsură deja a fost anunțată de către Parlament prin acel proiect de lege ce ține de modificarea legislației, de a introduce prevederi care să acopere situația în cazul în care nu va fi convocată adunarea generală, deoarece vor lipsi subiecții principale și respectiv reducerea cvorumului dacă va fi nevoie de o adunare repetată. Desigur, sunt prevăzute și alte măsuri, dar eu am toată încrederea și sper că nu se va ajunge la acest lucru și că judecătorii, în special cei onești, responsabili, dedicați, curajoși, vor pune în prim plan interesul cetățeanului, legea și, în ultimul rând, să restabilim împreună încrederea. Mulțumesc! Stimați colegi, urmează sesiunea de întrebări și răspunsuri. Bună ziua, Călin Jucovski, Jurnal TV. Doamna Moraru, a trecut un an de la depunerea cererii de aderare la UE, iar principalul obstacol în parcursul european al țării este reforma justiției, la care avem restanțe serioase și tempoul de promovare este redus. Am vrea să ne spuneți de ce se întâmplă acest lucru, unde mai exact întâmpinăm acele restanțe și ce ar trebui să facem ca să ne mișcăm cu pași mai grăbiți. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, când vorbim despre condiționalitățile Uniunii Europene, o bună parte din acestea se referă la situația din justiție. Sunt unele restanțe, dar nu sunt foarte mari restanțe. Restanța cea mai importantă este legată de faptul că procesul de pre-vetting și respectiv vetting planificat durează mai mult decât ne-am așteptat. Bine, au fost și mai multe motive obiective, fiindcă atunci când s-a planificat începerea activității Comisiei pre-vetting, s-a fost anunțat război în țara vecină, am avut crizele, inclusiv economice, energetice și cumva acest lucru a pus în dificultate procesul de organizare, de crearea secretariatului, de formarea comisiei. Nu în ultimul rând, acum ce ține de partea a doua a procesului dat de reformă pentru Curtea Supremă de Justiție, noi avem nevoie de CSM-ul funcțional și de aceea este foarte important să avem implicarea lor, fiindcă noi respectăm și opiniile Comisiei de la Veneția în acest an, care a spus foarte clar că în procesul de vetting trebuie să participe organele de autoadministrare, CSM și CSP. Ceea ce privește alte sarcini care au fost puse pe domeniul justiției, noi suntem în pas adecvat, adică suntem în îndeplinirea acestora și carențe esențiale pe alte segmente nu sunt. Mulțumesc! Eduard Maciac, Portalul Politic. Doamna ministru, vreau să vă întreb, ați vorbit despre posibile scenarii pentru ședința de mâine, adunării generale a judecătorilor. Care ar fi poziția ministerului în cazul în care mâine nu va avea loc ședința? La ce etapă ar putea să intervină ministrul justiției pentru a modera această adunare? Și vreau să vă întreb, adunarea generală urmează să selecteze sau să numească cei 4 sau 5 judecători propuși de Comisia Pre-Vetting. Pentru că va fi practic o numire, nu va fi o selectare. Și o întrebare mai generală. Și cum considerați faptul că din cei 5 judecători selectați de Comisia Pre-Vetting, niciun judecător nu face parte din instanța curților de apel și a Curții Supreme de Justiție?
Mulțumesc pentru întrebare. În primul rând, în cazul în care scenariul, să spunem așa, mai puțin optimist, legat de faptul că adunarea generală ar putea să nu aibă loc sau să nu aibă loc acele alegeri, atunci, conform legii, se va convoca o nouă adunare. Problema în acest sens va consta, va fi un risc legat de subiectii care vor convoca adunarea generală, fiindcă, din câte cunoaștem, sunt și reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii care și-au depus cereri de demisie, iar legea prevede că subiecte exact care vor convoca adunarea. Dar în acest sens, Parlamentul a venit cu acel proiect de lege pentru a acoperi astfel de situații. Legat de selectarea sau numirea celor 5 membri, aici trebuie de făcut o precizare. Acum, conform modificărilor legale care s-au operat și după intrarea modificărilor la Constituția anul trecut, pe 1 aprilie, componența Consiliului Superior al Magistraturii este divizată 6 din rândul judecătorilor și 6 din rândul societății civile. Din rândul judecătorilor, 4 urmează a reprezenta instanță, prima instanță, unul de la Curtea de Apel și unul de la Curtea Supremă de Justiție. Comisia de preveting a promovat 5 candidați, care au aplicat, 5 judecători, care întâmplarea face că ei toți 5 fac parte din, sunt reprezentanți ai primei instanțe. Din păcate nu au trecut mai mult, dar în acest caz aceasta nu împiedică ca la adunare generală judecătorii să selecteze 4 din acești 5 pentru ca să facă parte din noul CSM și deja împreună cu reprezentanții, primii reprezentanți ai din partea societății civile care au promovat, se poate deja asigura funcționalitatea CSM-ului. Dar asta nu înseamnă că nu urmează a fi anunțat un nou concurs, deci trebuie să fie neapărat un nou concurs pentru a încă un loc pentru, din partea Curții de Apel și încă un loc din partea Curții Supreme de Justiție. Fiindcă conform exercițiului preveting, candidații din partea candidații judecători care au candidat ca din partea Curții de Apel, Curții Supreme de Justiție, nu au promovat acest exercițiu. Dar neapărat va fi suplinit aceste locuri și așa este corect și conform legii. Și atunci treptat va deveni reprezentativ conform instanțelor. De guvernul în legătură cu modificarea legislației privind legiferarea limbii române, să ne explicați dacă cu introducerea în actele normative aceste noțiuni este clară, dar vreau să vă întreb cum va arăta ajustarea acestei norme în raport cu norma constituțională. În Constituție, ce? Va fi scris limba română sau va rămâne sintagma limba moldovenească? Și dacă acest proiect care a fost avizat ieri de guvern prevede ajustarea asta sau nu? Vă mulțumesc pentru întrebare. Guvernul ți-a expus prin avizul care a fost adoptat ieri în guvern, în care s-a făcut o analiză asupra legislației și a provocărilor cu privire la acest subiect. Noi am susținut necesitatea ajustării terminologiei la hotărârile Curții Constituționale, având și unele propuneri de îmbunătățire și de necesare de a fi îmbunătățit proiectul. Mulțumesc! Vreau să vă întreb în Constituție cum va arăta? Va fi sintagma? Autorii proiectului de lege își propun ca în Constituție să fie doar sintagma de limba română. Bună ziua, Mihaela Ursu, TVR Moldova. Vrem să ne spuneți la ce etapă este cererea de extradare a lui Ilan Șor, pentru că dacă autoritățile israeliene au venit cu un răspuns, ne interesează și dacă a fost cerută extradarea lui Platon, pentru că autoritățile britanice spuneau anterior că acest lucru ar fi posibil dacă autoritățile de la Chișinău ar aduce dovezi plauzibile. Și despre Plahotniuc, ne interesează și despre el. Nu știu, se știe unde se află, ce măsuri sunt întreprinse de autorități. Oamenii așteaptă răspunsuri.
Vă mulțumesc pentru întrebare. Deci, ceea ce ține de dosarul Șor și Platon, deci procesele examinate în privința dosarul Șor, dosarul se află în examinare în Curtea de Apel, deci sunt la etapa de examinare, din câte am înțeles, la o etapă destul de avansată. Dar detalii pentru pe marginea dosarelor urmează să le adresați la procuratură. Vă mulțumesc pentru întrebări și pentru atenție. Încă o întrebare, doamna Mihailo. Mulțumim, stimați colegi, vă dorim o zi frumoasă.